No, salutare, ca și bine ați venit la un nou episod din Tron in Liberty sau, mă rog, cum să cum e tagul ăla pe YouTube, Liberty, nu știu cum, în fine. Ba, am ajuns să facem nivelul 44 și nu m-am costuri chiar așa de multe, dar stai să vedem, da, e totul bine. Hai să vedem ce avem de făcut pe data asta. Mi s-a mai deblocat mai multe și asta de level 40 și am făcut rost. Stai să mai și dorim un pic. Bun, perfect. Am făcut rost și de ăsta, bine, nu l-am făcut ce niște, numai pe undeva la level 4, plus 4, pe undeva. Cel am e plus 7, se vede diferențele. Nu știu dacă vedeți aici, deja am 1582 PS, adică ST, SP, start point. Și de fiecare dată, după ce l-am terminat, stai să-mi ascund un pic webcam-ul și eneba. Perfect. Deci, cam pe aici l-am terminat, acum cred că fac bine dacă tot îmi crește SP-urile, da? Ok, hai să vedem ce mai putem face, numai nu cred că o să fac rost eu de să termin, cum se numește, Battle Pass-ul. Da, na, o să vedem ce facem, că nu prea mai multe aveți, cam atâta. Bine, cred că aș putea să bag un pic de... un pic de level, mă înțelegi? Da. No, hai că am pe undeva la vreo 7. Ia să vedem așa. Da, m-am gândit, nu m-a ajutat la nimic, e nebun. Deci, în fine. Ok, hai să facem un felul următor. Ne băgăm un pic aici. Să vedem, poate mai facem rost de niște chestii. Sau când... nu, Milestone? Milestone, nu. Bă, nu, am uitat, nu, mă jur. Guardian, aici. Deci... cred că pantaloni am. Ca idee, pentru voi ăștia noi puteți să faceți, uite, deja treaba asta, deja nu mai ți-l dă pe, ți-l dă pe mob, dacă le completezi, da? Dar ai nevoie aici de mai multe de asta albastre. Și eu ce aș putea să bag acum, hai să mă mai interesez un pic să mă uit. Bă, cred că pantaloni mi-ar trebui, dar... am level 6 la ei, nu prea mi-aș băga, sincer, pantalonii... pantalonii ăștia. Mai ba, pantaloneam. Aici n-am făcut nimic. Ia să vedem dacă mai putem să dăm un plus. Perfect, hai că măcar am mai dat un plus aici. Bă, nici nu știu ce să fac, mă jur. Și aici, ăsta ce îmi dă? Precious Magistrat, ok. Marindor. Mm-hmm. Bă, nu, deocamdată le lăsăm. Merem rapid să facem acum un parte. Și să merem mai rapid un pic. Și să le facem pe alea. Și ca să știți de la mine. Pentru cei care vreți să vă... să vă apucați de joc. Că na. Poate vreți să, nu știu, vă jucați cu prietenii sau ăsta. O să cer pe undeva pe săptămâna viitoare să facem niște spoturi cu cel mai bune drop-uri de la, nu, locații cu cel mai bune drop-uri, știi? Da, bine, bă. Ce? Bă, atâta e-mail-uri primesc, mă, și de asta, ce? Efectiv, nu, acum dorm și alea, nu apuc să mă uit, știi? Cumpărături, bă, da, pe inteligență, what the fuck, deci fii atent, Amazon anunță lansarea unui nou sistem de cumpărături bazat pe inteligență artificială. Aia da, mă bucur. Bă, oricum totul o să face prin AI și vă dați seama că, na, e un pic cam ciudat deja fără el, știi, adică... le-ai folosit mereu. Ba, apropo, nu știu cum o să fac cu thumbnail-urile cu alea, m-am gândit că poate nici n-ar mai trebui să mai fac thumbnail-uri pentru jocul ăsta. Îl face el automat, așa că, oricum, dacă o să ne jucăm și altceva, asta e. Mă gata bine să luăm, mă, un pic am ciudat o treabă, da? Fine. Apropo, nu uitați de butonul de like, subscribe, că vizualizări știu că așa, like-uri așa. Deci, da. Oricum am mai așteptăm să vedem ce facem, că de cât am înțeles anul ăsta sau anul viitor, cred că se lansează niște jocuri foarte bune.
Și oricum mă uitam foarte 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 mult la Call of Duty ăsta nou. Don't you hear all the ruckus from the wasteland? Și did you hear? One of the wave merchants was bragging that he'd seen a Benelux wizard. Adventurers swarm in every now and then, so something must be happening in the north. Același thumbnail, mă rog. Asta e. Deci, tot timpul mă uit aici pe Neva, dar nu știu, deocamdată jocurile astea cam se bazează foarte mult pe... Da, pe acum, știi, pe părțile astea, să aș putea să zic, deci, eu zic că e super ok, jocul. Nu prea, dacă, na, băgați foarte mult pe avem și de alea, ce să zic, am, asta e, pe la urmă, mai lăsați pe avem. Bă, dar ne mai bag și pe noi, mec, sau... Haide, mă, bă, dar... Atâta vorbesc ăștia de ferească Dumnezeu. De aia era început prostia aia. Mă... fii atent, dacă vă povestesc o mică schemă. Ce mi s-a mai întâmplat mie de foarte multe ori. Bă, de multe ori meream efectiv să stau chiar un pic apăcă și stăteam pe undeva prin zone, uite de asta, da? Ghiși ce s-a întâmplat, vinea guildea din altă parte și mă omoream. Deci de la ăștia, știi? Și vă dau seama că na, nu prea era, nu prea îmi plăcea treaba asta și pe acolo nu aveau ei treaba. What the fuck? Ce a făcut la asta? Bă, oricum am multe chestii de rezolvat pentru că încă nu m-am făcut tot caracterul ăsta pe undeva pe albastru, vă dați seama că am destul de multe chestii de făcut, deci și oriunde pune mă duc tot caut Moonstone, hai să vedeți ce primim de la ele, pur gol 5, dar deja ăsta e pe undeva violet parcă, deci e un pic mai multă jmecherie cum ar fi la el, știi? Hai că m-ai văzut, așa-i? Bă, la majoritatea, din câte văd și comentarii și de asta, nu prea le place jocul, deoarece un pic am încetat pe calitate, pe DirectX, din câte am înțeles că nu știu ceva problemă aveți, nu prea vă merge jocul, dar nu știu prea, adică eu am avut așa atunci niște chestii, dar așa l-am rezolvat, deci nu știu, acum nu am nicio problemă, știi? Și arată chiar bine mai nou, adică nu aș putea să zic că wow, ce și cum. Ce lag îmi dă sau chestii de asta, știi? Hai, că ați venit ăstrii. Bine, așa m-am făcut skinurile. Da, asta-mi place că dă Dumnezeu toată lumea, știi? Perfect. Hai că dacă te-s legat de noi, măcar i-am omorât un pic. Am zis că mă duc și eu până în altă parte, dar... Mai merg la format, la un altă, dar văd că nu prea ține vreme cu noi și... Nici celelalte. Hai, dracu, că oricum trebuie să cauți cu altă pe ei. Că totodată găsești cu un parte de ala ce... Bă, stai pe acolo până la toamnă, efectiv, deci n-ai nicio șansă cu ei. Quality mana stone, vezi că e bine, vezi că este la asta, le căutați tot timpul și direct le farmați, nu stați, bine, depinde și de timpul vostru, pe urmă că ăsta adevărul, mamă, deci dacă mă oprește amu, așa, oricum tot timpul mă repet, jocul ăsta după undeva un web de ăla de... cum se numește, Mir 4, deci că bă undeva de Mir 4 numai că nu ai Dark Steel și de alea, dar vibe-ul ăla mi-l aduce, știi? Ce e asta? Nu, gata, căutat cineva, stai mă că ăsta e de ăla ce te pot urmări, băgam mai specialele. But they emit lots of spittle. Bine că nu m-au văzut, e nebun. You'll also encounter thick blood mushrooms. They yield many more chunks than common blood mushrooms. Ia să vedem, le mor. Putem omorâ.
Mamă, nu poate să nu am putut să dau ăla. Mai e și apă că. Ce asta, cutter? E aici. Nu știu ce am primit, dar în fine. Oh, erba, de-al albastră ești, mă? Cu cât îți mai albă culorile, cu atât e mai bine, adică n-ai nici treabă. Mana voastră, explorează în codex. Vezi că ești un team member, ia să vedem aici. Mana, mana, da, nu. Oh, bine, frate. Unde mai pus? Eu mai pus în nu așa e chestie. O băga băieții mei de unde nu vrei, rămân. La fel. Nu mă rog. Apa aia tot umblă pe mapa, nu prea are ce face. Mi-am schimbat, da, mă, asta e, las pe sabă mare. Ia că avem de la aici de căutat. De farmat, de fapt. Da, bine că ai venit iară. Mamă, dar ce pietre de alea mari, vezi, cu inscripții cu de alea. Bă! Dracu' de hârb. Na, așa. Îmi dă experiență, dă bani. Ce să mă păcui? Cel de record. Na. Nu știu la ce duce treaba asta, dar în fine. Eu, dar n-am chef să mă duc să-i bat pe ăștia. M-aș duce mai mult pentru farm, știi? De foarte multe ori când nu am așa ce face sau ăsta, mă duc efectiv să farmez. Bine, normal ar trebui să fac levelul ăsta, dar na. Aia de level 32. Nu, eu nu pot să înțeleg de ce am intrat acum pe teritoriu, adică de ce chiar acum ai vântul. Na. Numai te încurcă efectiv, de nu să îți dea ceva sau ăsta, da, sigur. Iară, altul. Unde-i cela? Aia, fuge. Jim. E un roșu. A, am înțeles, îmi dă ăla de behăi. Aia, level 50. Mă. Deci, care cum se dă problemă, că... Da, nu, n-ai ce acum, mă, ui, ui, e tot început. Deci hai să facem un fel următor. Ce? A, nu știu, verde, mă, ia cum ne-au făcut... cum ne-au băgat îmbrăcămintea aia, știi? Take a look at the contracts before you start your adventure. Ia mai tăi, dracu. A good weapon. Hai să vedem ce avem nevoie pentru... Nu pentru asta. Dar nu, că aici numai cu deala e. Era nevoie până nu... Deci... Eu am un fel următor. Mai trebuie o capă. Hai să vedem de capă. Și de mânuș. Nu, e domnul aici. De asta îmi trebuie. De. Bine, și cum fac? Da, aș putea să le iau de aici, dar pe unde, Dumnezeu? Mam, uite aici ce îmbrăcăminte îți dă. Bine, bun. Asta l-am completat 100% că asta l-am făcut.
Mamă, stă, ai procesat rubric și trăit un blockstone. Multe nu știu ce îți deocamdată, mă mai tot uit la alții care mai fac live-uri sau episoade, desigur. Și tot mă uit pe acolo, pe la ei. Da, mă, dar mi-e întrebe... It's in the crafting, for crafting equipment. Da, mai bine aș băga aici și atunci mi-l dă pe celălalt. Am fost sincer. Aici am de toate, numai prostia. Așa e, bagă încet am. De asta nu, cooking. Select. Da, mă. Ia să mă duc eu în altă parte. Unde-i? Aici? Aici, cred că de aici la move. Da. Aici. Da. Deci aici cu un albastru și după aia de la albastru la move, da. E ok treaba asta. Unde prin spate. Opa. The cat. Ba, cu Halloween-ul ăsta foarte... S-a schimbat tot serverul. Ia ce fain arată, cu baloane, cu dealea. Dar văd că fiecare zi îl schimbă, știi? Dar ce e? Resistant Exchange. Nu, oh, stai un pic. Dimension Pumpkin Exchange. Ia. Nu știu de unde pot să iau de asta, dar în fine. Ia aici. Da, mă, dar parcă l-am văzut pe undeva. Dar nu mai știu pe unde aia toată faza. Ia aici. Bă, dar schimbă de pozi pe alta? Cred că așa fac. Cred că da. Altceva n-am ce să-mi explic, numai... Ba, nu mă ia aici. Deci pe asta 4, vezi? Și să-ți dea una albastră. Deci, corbeau petal. Asta toate. M-am gândit. Am un, m-am... Da, nu. No. Ok. Cap din chapter 1 ar fi exploration. Sperringer. Merchant. Păi și de ce fac acolo? Stai un pic. Contract coin. Ce mi-l dă? Mi-l dă pe asta. Castellan. Ia să vedem. Trebuie să mă mut dintr-o parte în alta. Da, să vedem aici la contractul ăsta. Contract mă coin. Ok. Stai un pic, armor. Armor, da? Sper să mă ajungă. Mystery key. Și ce deschide asta cu fișuri? Ce fac? Pergament. Și tot nu mai ajunge, că-mi trebuie 3. Stai să văd ce am cumpărat, să nu cumpăr de două ori. Clock of accuracy. Clock of accuracy. Și încă una. Clock of battle. Da. Ok. Și de acolo. Stai. Ia aici. Ok, și m-am nevoie de încă una. Păi și ce fac aici? A, aici. Level 35?
Da, mă, dar mai bine aștept să nu fac probleme cu guilda sau de astea, mai bine ar fi să mai aștept un pic, o să mă duc aici la teleport și atunci o să facem tot într-un alt episod când se va termina, da? Uitați-vă la mine ce face, pentru că vă dați seama că, la mine e un pic mai diferit, știi, vorbind română, puteți să înțelegeți mai simplu și asta e. Am înțeles, îmi dă asta de băi. Aha, level 50 și știe băiatul că n-ai ce, asta e. Bun, hai, v-am pupat, nu uitați butonul de like, subscribe și ne vedem pe data viitoare. Ciao, ciao!